Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Hristos a înviat. Declarația mea politică este un omagiu adus marelui patriot român Vasile Lechințan, omul instituție. Marele publicist, remarcabil istoric, scriitor, om al cetății și excelent arhivist. S-a născut la 21 ianuarie 1949 în localitatea Silivașu de Câmpie, din părinții Maria și Grigore Lechințan. Și-a petrecut copilăria și-a urmat cursurile școlii primare și gimnaziale în comuna natală, apoi școala tehnică agricolă din Târgu Mureș, ulterior cursurile serale ale liceului Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș. După ce ani de zile a lucrat în mai multe întreprinderi din Târgu Mureș și Cluj-Napoca, în 1983 își începe cercetările în arhivele și bibliotecile clujene, publicând și primele articole, atrăgând așadar atenția asupra cercetărilor sale, cât și prietenia unor mari personalități clujene. Din februarie 1989 devine angajatul permanent al Arhivelor Clujene, instituție în care lucrează cu profesionalism și dăruire timp de peste 3 decenii până la pensionare. Drept mărturia implicării sale în viața cetății, urmele activităților sale sunt adânc imprimate între coperțile a numai puțin de 80 de cărți tipărite în perioada 1994-2016, pe filele celor peste 70 de studii și comunicări publicate în reviste de istorie, cultură și volume colective din întreaga țară, în sutele de articole de presă din țară și din străinătate. Om de o rară noblețe sufletească, de o trăire românească autentică și profundă, de o generozitate devenită proverbială, Vasile Lechințan era necunoscut pentru modestia, cinstea, corectitudinea și demnitatea sa. De multe ori și-a neglijat propria sănătate, acordând prioritate zecilor de colaborări la redactarea numeroase lucrări monografice de pe cuprinsul întregii Transilvanie. Omul instituție Vasile Lechințan, reputat istoric, prin întreaga sa operă și-a câștigat un loc distinct în istoriografia și cultura românească. Vasile Lechințan a fost cunoscut și apreciat ca membru activ al societății civile prin bogata sa activitate desfășurată în conducerea mai multor asociații și societăți civice românești. Este semnatar a numeroase proteste, apeluri, scrisori deschise, memorandumuri și inițiative publice la nivel local și central. Vasile Lechințan a fost un excelent cunoscător al surselor documentare, edite și inedite, un arhivist născut și nu făcut, cercetarea arhivistică devenind rațiunea întregii sale existențe. Cu puterea sa de muncă impresionantă și cu dragostea sa nemărginită față de istorie și valorile naționale și față de dăinuirea românească, a reușit să redea istoriografiei românești lucrări de o certă valoare științifică. De roadele trudei sale au beneficiat sute de autori de lucrări monografice și mii de cetățeni care au apelat la serviciile oferite de Arhivele Naționale. Însumând toate aceste calități umane deosebite, arhivistul Vasile Lechințan a introdus în circuitul științific documente de o rară și excepțională valoare pentru istoria locală, regională și națională. Bunul nostru prieten Vasile Lechințan, pe care Dumnezeu m-a binecuvântat să-l cunosc în urmă cu mai bine de 20 de ani, și cu care am colaborat în repetate rânduri, o somitate a domeniului istoriei Transilvaniei s-a stins din viață la 9 iulie 2021 la Cluj-Napoca. Odihnă veșnică acestui mare patriot român, un prieten de nădejde a românilor din sud-estul Transilvaniei, un adevărat truditor în folosul neamului și în cinstea României mari. Veșnica lui pomenire.